Fost iarna, dacă eu din 10 decembrie născut. Păi nu mă țin eu minte, dar ăsta numai... Cum a fost? Să spun eu cum. A fost în felul următor, că mașina tatălui nu știu, a fost defectă, a fost... Arc rupt, a avut arc rupt pe spate sau... Nu știu ce a fost, nu a fost. Și atunci au zis că să mă duc eu după moșa. La Dragos. Nu, până m-am dus la ceaia, până am... Ăsta, de ochi a fost mare. A fost ăsta. Am venit cam târziu cu ea, cu... Și aceea, până s-a trezit, că a fost noaptea, nu știu la cât a fost. Și a fost și bătoc, așa-i? Nu, că când a venit numai la meta să vadă și numai direct la, în camara, că s-a dus la... Să-i dea... Să bea... Nu, așa a fost. Și cu ce, pe ce mașină ai lucrat atunci? Pe steag? Pe steag am lucrat. Steagul a fost, da. Aha. Erai la Irta? Da, da, sigur. Amândoi am fost la Irta. Atunci, de ce ăsta? Că a venit el de, mai devreme, că mie mai ziua așa. Bă, uite și care e treaba, care ăsta, și dacă îi trebuie să mei să duci tu pe moșa. Mă duc, cum să nu mă duc cu mașina. De ce vreau, că s-au fost treaba. Am zis că am venit. Tot a ieșit până în uliță să vadă, vinim, să pun... N-ai putut să vin. N-ai avut ăsta să vină așa pe șoseaua, că nu a fost șoseaua ca lumea. Și... Era neaua? Da, pe cum? Neaua, neaua, nu așa. Era zepezit, bine. Și atunci l-am dus o gleasă. Ăsta și l-am dus-o înapoi după ce a născut. Ai stat până m-a născut pe mine? Am stat, au venit acasă și după ce iar m-am dus, că eu m-am dus-o înapoi la Drauț. Nu, așa a fost, de asta a fost, așa a fost cu... Așa a fost. Deci vinerea mea pe lume se datorează și unui camion Steagul Roșu, nu? Nu, asta a fost, astea ar fost. Steagurile ar fost atunci. Nu a fost altfel. Cum erau steagurile? Cum să fie, a fost, mă, cum vechi ori fost, ori fost ne, nu, ca lumea. A, era cabina era de lemn la ele. Am îmbrăcat în tablă. Așa a fost la steagă. Cabina din lemn și îmbrăcat în tablă. Era căldură în ele, în cabină? Da, ce căldură? Nici în Bucești nu a fost. Mai să fie căldură. Ningea când vine viscul pe el. Ningea în cabină? Pe cum băga pe acolo. A fost făcut așa, fie cum. Nu a fost. Da, pe din jos stăte. Nici nu au fost preșuri la ele, nici nimic. Nu erau preșuri? Da, băvut. Tabla, clar, atât a fost. Așa a fost. Sunt minte când am dus Tăcusteagul, am dus la Xere, la Rad, cu unul de la Tauț, care e pruncul lui procuror. Am fost cu tatul la el, la omul ultimat, apu, sau judecător, nu știu ce e. Și a pus o fână, a pus fână când de la Timișoara l-a prins poliția și fână a avut de frig la pișoare, în mașină. Băi, ia-i foc, eu nu iau. Novac, da. Ia-i foc, nu iau. Așa a fost treaba. Așa rezistau la încărcătură. Patru tone, atât ai avut. Buceagă a fost de 5. 4 tone a fost el. Haide, nu. A fost, prima dată a fost cu... Din cutie drept, nu mai avut, cum să spun, lăcardan intermediar. A fost drept, grup, cutie. Când ai obătut, numai atât a avut cu asta. A fost... Culisantă. Da, o culisantă a avut. După ce a pus... Intermediar. Da, a fost. Eu a pus, că spărgeau cutiile. Spărgeau cutiile? Oh, acum. Mai ales pe la pădure, pe aici când grop și... Pe unde lucrați cu el? Pe aici, pe la pădure, ați lucrat mai mult? La pădure, pe la cariere, pe aici eu trimăs, pe la gostaturi, pe locul, nu pot ținu cont. Se merea în campanie și cu steagul, se merea, nu? Dar cum să nu margă, mem? Cum? Dar s-a făcut drumul acela la Caransebe și s-a făcut sus la hație, acolo la Clopotiva, sus. Apoi cu steagul am fost acolo, ferbec, când ce s-o iei sus acolo cu ceatră, când vinea în jos. Fugeai, nu, în sus.
Carosat, steag sau basculă? Ce care se face? Carosat, de viață a fost atunci, în început, a fost ca troca, așa. Basculele? Basculele, dar acolo nu s-a lucrat. Cât am fost de la Rad și din Ghinia, am fost din Carasede și din... Nu a fost un ăsta, nu a fost o basculă. Numai carosate? Numai carosate. Cu armata, cu ăsta, armata ce-a descărcat, armata ce-a încărcat. Dar ați fost detașați acolo? Ha? Ați fost detașați acolo? Ați fost detașați acolo? Da, câtă vreme? O lună, două, bă, când... Da, sigur, așa ce-o... Da, cum, nu... Da, fiindcă ai dormit în baracă. Nu mâncare, nu nimic. Da, Dumnezeu. Dar unde e asta Clopotiva? Mă, de la Caransebeș am făcut către Hațeg, sus. Aha. Acolo știi cum o ziceau, că sus la Clopotiva, la, mai țin eu minte satele și alea acum. Dar drumul se făcea acum, atunci? Ha? Drumul s-a făcut? Drumul, da. A, s-a făcut șoseaua aceea, că până Caransebeș acolo le-o tăiat, dacă trebuie să-i spargă colțul de la casă, le-o spargă, acolo trebuie drumul. Dar cum? A fost... A, erau năcăjâți cărășenii și ea pe noi. Noi n-am fost vinovat. Aveau un ăsta ne încărca cu ceatră. Un chirov de ăsta așa pe spate, așa o țăpa. Peste cap. Da, fi când tăgea cu ea acolo, tii! Și a fost, nu contat, cum l-o... Da. Duceam de acolo de la, și de la ăsta, la Voislova, la, da, și eu, la Marga, la... Acum erau punctele, nu mai le țin eu minte. Asta s-a fost reală. Erați tânări atunci. Nu. Nu vorbea, trec cu biscuiți. Cam câți ani ai lucrat pe steag? Mult am lucrat pe steag. Atunci am venit Carpațul. Atunci am luat un Carpaț. Nou? Nu, vechi. A fost accidentat. Nu știu cum o da cu el și nu, l-au tomit la Almaș. Era autobază la Almaș. Da, sigur. Acolo a fost autobaza, nu la Șebi. La Șebi și acum s-a făcut. Da, știu când a fost problema în 68 cu Ceoslovacii atunci. Nu știu când și cum s-a făcut, dar atunci s-a făcut. La Șebi. A fost acolo, a fost acolo. Și acum a fost Carpațul înainte, nu știți? Nu. Ce culoare a fost? Vânătă. Albastru. Și mereu? O, fugea de... Numai 3 toni a fost. Și motor de 5. Așa a fost. Tot ăsta la motor a fost. Car și la buceală. Știu, da. Numai atâta că a fost. Așa a fost cu el. Asta a fost viața. Și cât ai lucrat pe el pe Carpați? Mai știu eu cât am lucrat. Bine, mai... Să ne amince cât am lucrat. Nu am lucrat, nu. Erau cu carburatoarele alea Solex, nu? Da, sigur, tot carburatorul de asta a avut, cum a fost, cum ai și pe Buceagă. A Weber? Weber, da. Da, a avut, da, depinde cum a venit, cum ăsta a fost. Așa a fost, da, că a fost, pe două ăsta a fost, două camere de nivel? Da, sigur, așa avea. Atunci la urmă îmi pare că a venit, acela a fost Weberul, cum ziceți voi, a zis că el, că a venit numai cu o cameră. Mai a fost două. Da, Solexul, da, cu două trepte. Dar zice că și mereu au turbat alea. Și vorbește. Nu știu, zice că a avut accident cu el, a lovit ceva. Și atunci l-a dat la... Nu mai, ăsta, să mai bage capitală, Buceag, Steagul, și atunci m-a dat Carpanțul și ăla. Dar de înșel, o vinit astea. Și Steagul o casat? Ha? Steagul o casat? Ce l-ai avut? Ești eu și-o-l făcut, ești eu și-o-l făcut. Era Mărcuț șef de autobază, nu? Da, Mărcuț a fost. Șef, a fost și Voian într-un timp. Cu Voian am făcut armata. Și așa ăla. Numai după ce au venit, nu mai m-au cunoscut, că am făcut armata. Da? Nu? Da, m-au fost tot pe ea, dar mai cunosc. Trăiește Voian. Ha? Trăiește Voian. Nu știu, Franț trăiește. Franț a fost.
El a fost dispecer de ăsta, cu explotoane. De unde a fost în Sebiș? Ba, îmi pare că din ăsta a fost, din în Buceni o stat. Da, ți-au fost după... De acolo, din zona. După, de pe acolo, de pe Indiori Putut. Așa a fost. Dar ai mai avut un buceac militar verde, așa-i? După Carpațul ăla? Nu știu. Și am asta, am mai lucrat. Am lucrat și pe bascula lui ăsta, care a murit. A fost. Numai ce a fost cu aradul. Alu Miscleti? Miscleti. Aia știu. Îmi pare că așa a fost verde. Nu. Verde. A fost gri. Bă, verde a fost, mă. Și ai vopsit-o la noi, cu tata. Ați vopsit-o. Nu, așa un verzui spre crem. Nu da. Știu și eu cum a fost. Uh-huh. Bă, eu eram micut, să-mi minte că ai avut un buceac verde. Buceacul acel a fost. Nu? Buceac? Bă, ce? Nu știu. Și după ce ai luat-o pe aia albă, nouă? Mai știu, Dumnezeu să le-am. După ce albă ai avut remorcă și mereu în țară cu ea, așa-i? Da, pă. Dar așa remorcă atunci, gata, deloc. Nu, remorcă nouă încă. Dar remorcile nu vin odată cu mașinile? Nu. Și nu le-ai pus după 10.000 de kilometri. Deci după 10.000 de kilometri legai remorcă, după rodaj? După ce-a făcut rodajul și mă iasă atunci, după aceea ți-o legat remorcă. Uh-huh. Și cât o trezeai? Până merea mașina în capitală? Cât ai putut? Ori o crăpat, ori... Mai bine mult atunci, după ce am trecut la Șebiș, aici a fost căcatul ăsta de Oradea, a fost... Și apoi a fost Nițescu și ăla, te băga pe trece... Numai când a fost trecut cu Aradul, mai bine a fost altceva. Da? Da, sigur. A lucrat pe la Gostatul, de a fost nu, altă, pe la Viga, pe la Bățișoara, pe la... În campanie? În campanie, da, a fost. Și cât erați când ați sânul de Ierta Oradea? Ha? Unde vă trimite? Și la Oradea, eu trimbăz, numai a fost mai mult pe ăsta. Pe